Bună, dragilor, și bine v-am regăsit! Astăzi voi începe o serie de 3 exerciții, exerciții metaforă. Vor fi 3 exerciții scurte pe care le puteți face oricând. Cele 3 exerciții sunt legate de 3 sentimente diferite, 3 emoții diferite, resentimentul, tristețea și frica. Da? Iar acesta este primul exercițiu. Și el este despre resentimente. Resentimentele sunt nevoi neîmplinite pe care noi fie nu le-am exprimat corespunzător, fie că dacă le-am exprimat corespunzător, totuși nu am primit ceea ce am avut nevoie, când am avut nevoie. Resentimentele pot fi față de alte persoane sau față de noi înșine. Resentimentele de obicei duc la furie sau sunt manifestate prin furie. Uneori, sub furie, există tristețe sau frică. Pentru a începe exercițiul, te voi ruga să ai, pentru început, în minte un eveniment specific și acest eveniment să fie un eveniment despre resentimente. Adică, când te uiți înapoi, când te gândești înapoi, simți resentimente față de ce s-a întâmplat, față de persoana respectivă sau chiar față de tine. Te rog, la fel cum probabil te-ai obișnuit deja, să-i dai o valoare de la 1 la 10 în funcție de intensitatea sentimentului, de intensitatea senzației din corp pe care tu o ai, intensitatea furiei resimțite de tine. 1 este mică, 10 este extremă. Între 1 și 10 îi dai o valoare. Îți voi da câteva secunde să găsești acel eveniment și să-i dai o valoare intensității furiei tale, resentimentelor pe care le simți, senzației din corp, senzației neplăcute pe care o ai când te gândești la acel eveniment. Dacă ai identificat evenimentul, vom începe exercițiul. Dacă nu, poți pune pe pauză. Poți să te gândești la un eveniment, cu toate că nu e bine să te gândești mai mult, foarte mult, cu siguranță, în momentul în care am zis că trebuie să te gândești la un eveniment în care ai resentimente, sigur ți-a venit ceva în minte. Ok, începem exercițiul și astfel te voi ruga să închizi ochii, să te așezi într-o poziție confortabilă, undeva unde nu vei fi deranjat sau deranjată. O să te rog să respiri adânc, inspiri, expiri, cel puțin o dată. Și începem exercițiul nostru. Cu ochii închiși, ne imaginăm că suntem undeva sus, pe un norișor. Ne plimbăm pe norișor, sus pe cer și privim lumea care este dedesubt. Jos, lumea este așa cum o știm, cu toate ale ei, cu toate necazurile, bucuriile, tristețile, dezamăgirile, furia și toate celelalte. Dar toate acestea par acum că sunt departe și că nu contează atât de mult. Mergem mai departe pe norișorul nostru și vedem că jos este și un vulcan. Apare un vulcan imens, iar acela este vulcanul resentimentelor noastre, în care sunt și resentimentele tale, împreună cu toată furia cauzată de ele. Acolo un vulcan lava bolborosește, iar tu din norișor începi să dai acum drumul la o ploaie cu aburi, o ploaie ce ajunge direct în vulcan, direct în lavă, iar lava începe încet, încet să se liniștească. Dai drumul acum la ploaia de apă, aburi, ce ajunge direct în lavă. Uită-te acum la evenimentul pe care l-ai luat cu tine pe norișor. Ce anume din acest eveniment crezi că poate fi doar o proiecție de-a ta, o proiecție a unui alt eveniment ce seamănă cu ceea ce ți s-a întâmplat, un eveniment în care te-ai simțit la fel, aproximativ? Îți voi da câteva secunde, 20-30 de secunde, să te gândești la asta, să vezi cu ce seamănă acest eveniment. Cu
Cu ce alt eveniment? Ok. Acum, o altă tură de ploaie și aburi cade peste lavă. Îi dai acum drumul de sus din norișorul tău, iar lava începe să se liniștească de data asta din ce în ce mai mult, din ce în ce mai repede și mai mult. Dai acum drumul la ploaie. Și te conectezi din nou la evenimentul tău. Iar acum te gândești la un alt aspect. Unde ai făcut și tu poate ceva asemănător cu ceea ce ți s-a făcut ție? Cu ceea ce a făcut acea persoană în acel eveniment, în acea situație și te-a deranjat așa de tare? Sau poate dacă este un eveniment legat de tine, de ceva ce tu ai făcut, resentimente pe care le-ai față de tine, te gândești ce nevoie de-a ta nu a fost împlinită în acel moment. Ce ai avut nevoie și nu s-a întâmplat. Ce ai avut nevoie și n-ai primit. Ok. Dar dacă este un eveniment, cum de cele mai multe ori este un eveniment în care ai resentimente față de altcineva, gândește-te acum când ai făcut sau ai zis și tu acel lucru despre care acum ai resentimente. Când și unde ai făcut și tu ceva asemănător, chiar dacă de o intensitate diferită, chiar dacă contextul era diferit. Îți dau câteva secunde să te gândești la asta. Acum, cu aceste aspecte noi în minte, observă cum din norișor vine din nou ploaia liniștitoare, ploaia ce calmează și liniștește și mai mult lava și în scurt timp ea aproape că s-a liniștit complet și se transformă într-un lac lin. La rândul său, acest lac se transformă încet încet într-o câmpie cu pământ roditor. Într-o câmpie cu flori. Înăuntrul vulcanului unde bolborosea lava este acum o câmpie, o pajiște. Și cu această imagine te conectezi pentru ultima dată la evenimentul tău. Iar de data aceasta, pe locul unde era lava, cum am zis, observ că s-a format o pajiște cu iarbă și flori. De data aceasta te întâlnești acolo cu tine, copil. Și cu persoana care ți-a cauzat suferință, cu persoana din evenimentul tău, fiind și ea tot copil. Împreună vă puteți juca, puteți observa lucruri noi unul despre celălalt, puteți vedea dincolo de suferința fiecăruia și puteți vedea toată situația dintr-un alt unghi, cu alt ochi, cu alți ochi, cu altă perspectivă. Îți voi da câteva secunde pentru a face acest lucru și pentru a primi eventual un mesaj de la persoana respectivă sau de a-i da tu persoanei un mesaj în legătură cu evenimentul respectiv sau nu neapărat. Te las câteva secunde pentru asta. Bine, acum gândește-te ce elemente noi, ce idei noi,
Ce reformulări, conștientizări, ce idei au mai apărut? Ce mesaje ai primit? Cum ai putut privi altfel lucrurile? Care este evenimentul la care te-ai dus cu gândul? Ce eveniment similar ți s-a întâmplat? Similar cu acesta și te-ai dus cu gândul la el. Poate ai văzut că persoana a suferit și ea la rândul ei. Poate te vezi pe tine făcând ceva similar sau chiar identic. Poate vezi că persoana și-a dat seama de greșeala ei și și-ar dori să fie iertată la fel cum și tu poate ți-ai dori să fii iertat sau iertată despre ceva ce ai făcut. Această iertare însemnând de fapt înțeleasă la un nivel mai profund, la un nivel dincolo de cel superficial. De fapt, aceasta este iertarea. Poate ai descoperit că există ceva dincolo de resentimente și de furie. Poate există tristețe, poate există frică, poate există dorința de a fi iubit și acceptat. Binevenit! Poate acum înțelegi mai bine ce nevoie neîmplinită ai avut atunci când ai reacționat într-un anumit fel sau ai făcut un anumit gest de care acum nu ești mulțumit și despre care ai resentimente față de tine. Ține minte tot ceea ce a apărut nou, tot ceea ce apare acum nou și la terminarea exercițiului poți nota toate aceste elemente într-un caiet sau într-un jurnal și te poți gândi la ele, poți reflecta despre ele și, bineînțeles, lucra la ele mai departe. Terminăm astfel exercițiul nostru. Respiră o dată adânc. Iar când te simți pregătit, pregătită, poți deschide ochii. Acum, la terminarea exercițiului, te voi ruga să te gândești din nou la evenimentul cu care ai început exercițiul și la valoarea emoției. Ce s-a întâmplat? S-a schimbat ceva față de felul în care am început exercițiul? Este senzația mai mare, mai puternică sau mai mică? A rămas cumva la fel? Ce elemente sau aspecte noi au apărut? Notează tot ce îți dorești din experiența pe care ai avut-o, cum anume te simți acum, ce elemente sau aspecte noi au apărut și poți repeta acest exercițiu de câte ori îți dorești, pentru orice alt eveniment sau chiar și pentru acesta, dacă dorești să repeți, și pentru orice situație legată de resentimente sau de furie, atât față de tine cât și față de altcineva. Sper că ți-a fost de folos acest exercițiu și ne întâlnim la exercițiul următor, cel legat de tristețe.